Trei oameni erau să-și piardă viața azi noapte pe drumul național 11 la granița dintre județele Brașov și Covasna. Din cauza neatenției, un tânăr de 28 de ani a ajuns cu mașina în care se afla și mama lui pe contrasens și s-a izbit violent de un camion. Accidentul s-a petrecut în fața unui autocar plin cu pasageri. Oamenii au văzut îngroziți cum mașina a intrat pe contrasens și s-a strâns ca un acordeon după impact. Imediat i-au sărit în ajutorul pasagerilor, bărbatul de 28 de ani de la volan și pasagerul din dreapta, mama lui. Praf! Intra pe contrasens o mașină mică și asta s-a întâmplat. Erau foarte grav, amândoi erau încarcerați bine, șoferul cel puțin. Autoturism din Fosva când era încarcerat puternic. Ați mai văzut așa accident? N-am mai văzut. Am acționat cu prilajul de descarcerare prin decupetarea parțială, prin înlăturarea părților laterale a mașinilor și am ajutat cu acordarea primului ajutor la echipajul de ambulanță. Din cabina lui, șoferul camionului s-a speriat și mai tare. Bărbatul a făcut tot ce a putut ca să evite impactul. El a venit, l-am acroșat, dar se vede că undeva la 80 de centimetri, un metru chiar pe banda mea, și am sărit în parapet, unde m-a zis. I-a fost zic să frânezi un băiat de 28 de ani, după părerea mea, o experiență mai greoaie. Mi-am dat seama că ceva se întâmplă țâșnește, am redus cât am putut și am tras cât mai mult dreapta. Dacă ar fi tras un pic mai tare de volan, omul ar fi ajuns cu tot cu camionul în rău. Nu a fost mai grav. Și eu am avut noroc. Când am făcut baie la temperaturi. Se pare că tânărul de 28 de ani ar fi încercat să evite o mașină care frânase brusc în fața lui. Mașina a derapat însă pe șoseaua udă. Ca să poată elibera traficul, polițiștii au avut nevoie de ajutorul unei macarale. Tânărul și mama lui au fost transportați la Spitalul Județean din Brașov. El a suferit o fractură gravă la picior. Cei doi sunt însă în afara oricărui pericol.